Ce doia, ce doia, o dă-și-o cu celălalt va. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la un nou clip. Mai aveți șapcă cu Mario? Nu cred că aveți. Mustață cu Mario aveți? Nu cred. Deci, să nu aud. Bine v-am găsit, stimați domni. Menu narration, ce e asta? Nu. La un nou clip, o să fie prima oră de Watch Dogs Legion, un joc lansat, vai de pula mea, acum, de o zi, de cât timp. Îs așa de curios, îl aștept de când am terminat celălalt Watch Dogs. Am jucat Watch Dogs 1, nu mi-a prea plăcut. Am jucat Watch Dogs 2, mi-a foarte plăcut. Și acum, desigur, să-l vedem, Legion, cel mai nou. Sper să nu fie fail așa de tare. Dacă arată zici că beau cărbune, să știți că am băgat niște biscuiți în mixer și am făcut cu lapte. E foarte bun, chiar dacă nu arată extraordinar, ca mine. Foarte curios, cred că acțiunea se întâmplă în Londra. Și din câte am înțeles, ceva mai ciudat cu jocul ăsta, pentru că n-ai parcă un singur personaj cu care tu joci, ci poți să joci cu mai multe deodată. Și pula mea! Apropo, am un companion nou. Ăsta e DOP-ul meu, are și scaunel și aici stă în continuu. Între monitor, nu, între Michael, nu știu, mă rog, Michael e cactus, nu știu ce am să zic. Începe, liniște, toată lumea. Ah, London, what a town. History around every corner and a tourist photographing it. Desigur. Pubs serving up a pint and a smile. O bere. Music, theatre and art. And multiculturalism. And the world's oldest underground, the tube. The class of cities, really. Top shelf stuff. Only took 12,000 years to build it up. And one night to tear it all down. Oh no, ce se întâmplă? O dronă zboară printre clădiri noaptea să fie oarea unui hacker rău. Ia-mă holograme. Dar chiar așa o să fie în viitor nostru, o să renunțăm la statui, probabil. O să fie holograme. Michael din GTA 5, ia. Ce aici? Aici e la Parlament? Dalton? Cine e asta? Nu cred că am făcut cunoștință cu el până acum. Sau stai-ți să... Ah, da, uite, o parte nașpa. Cred că jocul e blocat la 30 de FPS-uri. Din câte am înțeles, o să ne uităm în opțiuni. Dalton. Cred că o să moară Dalton, așa e? Yes, ma'am. Mare, mare spion. Ce ne prezintă Ubisoft? Dacă mașinile se conduc la fel de nașpa ca în toate jocurile Ubisoft de până acum... Any idea what we're up against, Bagley? If you haven't rushed off, I might ever consider leaving these security threats to the authorities. Bagley, asta e un... Your government would sooner arrest us for trying to help than actually do something useful. Let us have this one on our own. Carefully. Și asta arată cum credeau oamenii din 1970 că o să arate oamenii în 2000. Brilliant. Asking the computer about feelings. Nimeni arată așa. Shut it, you two, and get to work. There she is. Agentul 0014. El este... Na bun. Investigate the threats to Parliament. Da. Ia uite-ne. Ăsta îmi dă Outlast vibes. Q distract. Dar n-avem nevoie de distract. Îi dăm takedown. Ba, bă, dar se mișcă bine. Astea nu sunt 30 de FPS-uri. Lăsați-mă numai să confirm un pic. Video. Aici oare? Field of view. FPS limit. Off. Și de ce am fost mințiți? Pe Facebook era plin de oameni revoltați de articole că it will be locked at 30 FPS. Eu mă gândeam, morții tăi. Do us a favor and keep it quiet, Dalton. If they don't shoot me, I won't shoot them. How's that? Deci există o amenințare asupra Parlamentului. Space. Jocurile astea sunt foarte cancer, care nu că te întreabă dacă vrei tutorial sau nu. Press space to vault over... No. Și? Ce nu vrea aici? A, poate nu trebuie să fie un crouch. Cum ar fi asta? Da, s-ar putea să fie asta. Nici asta. A, ah, ok, trebuia să merg aici. Am înțeles. Gata, să fugim. Asta e cel mai basic comp care putea să ne dea. Hold scroll on the locked door to reveal the link. Și trebuie să mergem după linkul ăsta. S-ar prea putea să dau, uai de pula mea. Îi dăm takedown și la băiatul ăsta. Deci ce press human aiming at an explosive device to use. Ok. Ăla e explosiv de fapt. Bam, pula mea, te-ai dus. Ia, mare hacker, man, ce suntem. Și asta ce-i? Asta ce-i? Arm trap. Ok, nu ne trebuie. Ai vreun device electronic acolo? Nu ai.
O să te pleznesc atunci pur și simplu. N-a bucat-o peste cap. I-a dat trapă ăsta ceapă, eu zbura sânge. I've got loads of dead set gear down here. And why do you suppose that is? What? Dead set nu erau hackeri din Watch Dogs 2. I don't know. But someone wants to make it look like dead set was here. Shit. Okay. You need to proceed with extreme caution, Dalton. Și am deschis ăsta și acum merg în continuare. Black anyway. Nothing identifying. I suspect that's by design. Ok, hai să deschidem ușa. Să vedem, mergem în crouch că nu știm ce ne așteaptă și am luat-o la fugă. Două secunde după ce am zis, n-am mai avut răbdare, recunosc. Ok, aici ne trebuie crouch-ul. The entire place is rigged to blow. Jesus, those canisters. Asta nu e bine. Bagley, is that? RDX nitrogen, enough to level Parliament. Can you locate a detonator, Bagley? Îi dăm. Not exactly, but there's a device streaming a fuckload of encrypted data from the floor above you. Yeah, that fits the bill. Ăla a murit, efectiv, că l-am aruncat așa. O leșinat, probabil. Reach the House of Commons. Gata. Bă! Hey, guard! Space dodge! Bine, foarte bine! Guard break! Dar dai-mă guard break! I-am dat-o, s-o dus. Acolo să rămâi la colț. Stinks dead set propaganda all around the bombs. These pricks are going to blow up Parliament and hang it on us. Not if you get to that detonator first. That's us dead sec. Înțeles. De chiar că n-au trebuit să arată aici, mă. Bam, s-a dus. Mai bem niște suc de cărbune, nu-i stres. Ce hecar e asta, mă, cu șocate picioare? In the House of Commons. Whoever these men in black are, they've got ce bush balls to set in the center of government. Ia oricum explodează, cine o să vadă că scria dead sec pe ele? Deactivate the detonator. Care e detonatorul? Asta e. Luminează, nu-i ca și cum nu l-ar lumina. Acum ne bagă la ceva puzzle din ala. Trebuie să ghicim ceva. And it's definitely live. Bagley, I'm going to need some help with this. Yes, you are, but sadly, I'm locked out. Fuck. Well, we don't have a chance without Bagley. Wait, I might know a workaround. Which engine manual overrides it, MI5? You're full of surprises. Be quick about it. All right, Bagley, do your thing. I'm in. iPhone 12 leaked. And the bombs have just armed themselves. Super. Well, that may complicate matters. Muzica explodează. Can you defuse them or not? Of course I can, but I might also trip another failsafe and vaporize you, so fair warning. Expect this to draw some attention your way, Dalton. Cred că începe panica. Cred că nu o să reușim. După aia Londra cade într-o... Dalton, we've got some heat here at HQ. Post-apocaliptică. How long is this going to take, Bagley? Depends how often you interrupt me with questions. All right, everyone. Faces on, guns out. It's about to get real. Bună! Vin băieții după noi. Noi avem armă măcar. Cred că avem o legătură de praz în buzunar. They're on me. I'll try and hold them off. Aparent avem o armă. Nu e problema. It is not problem of war. Fusing bombs. Ok. Avem armă reală, se pare. Le-o dăm. Bam, bam. Bagley? Tell me you're close. Mai veniți? Mai veniți? Cum să nu? Avem gloanțe infinite? N-avem gloanțe infinite, dar îți dea rost. Ok, un apărut unul, mi-a dat și la asta și ție, bam, pula mea. Out of range. Ah, ok, gata. Trebuie să stau aici. În proximitatea lor. Bam, nu veniți. Bam, stați acolo, bam. Bam, cred că am tras în ușă de două ori, așa e? Veniți și din spate, nu veniți și din spate. Atunci e o misiune foarte ușoară. Bam, acasă. Mereți, lăsați-mă. Am auzit sunetul ăla. Din mim. Nu știu dacă e adevărat sau nu. Eu în capul meu l-am auzit. Du-te-mă înapoi, mă băiete, mă, nu ți-i rușine. Am un 3 acolo, sunt curios ce face. Bă, ce e aia? Nu știm ce face aia. Oare nu pot să treacă prin el? Arm trap. Am luat niște gloanțe. Atâta numai. Da, păi nu m-ați putut opri, mă, sunteți vai morții voștri.
Survive the ambush, mare ambush. Am timp și să fac un grafic de aici. Captain Dalton, I need your physical appendages now. Unde? Aici. What's wrong? There are three slots on the left. One of them is the receiver. You need to pull the control. Nu mă puneți la nimica. Are you fucking kidding me? No, I'm fucking not. Pull the wire. If this gets me blown up. Tuna, rău. Tuna. Nu tuna. E foarte panicat pentru... Bun, mă. E foarte panicat pentru Dalton. Dacă am auzit că poți să schimbi personajele, mă aștept să poată muri asta în orice minut. Ce arată și generic. Tuna. More bombs are going live as we speak. On screen, Bagley. Now we need to get the word out. Those sites need to be evacuated. They're spread out all over London. There isn't any time. But my sister's at the town conference. We have to do something. I picked up a transmitter on the roof that is sending out a signal to the other bomb sites. Tuna. If you can reach it... I can shut it all down. You're welcome to this. No! Sabine! Fuck! Dalton, we're breached! Go! The roof! Cred că o să moară toți și o să devină o mișcare populară. N-o să mai conducă nimeni de secu. Și toți oameni am hai că vorbesc deja degeaba. We're being raided. Hai că it's fugim. A bloodbath. Dă numai, refile am. Press V to scan the area and reveal cameras. But if they get him, they get asta. Names, ops, locations. Ok, deci avem attract, hijack. Ok. I'll do it the old fashioned way. Nu, asta trebuie să dau eu, download. Yes, wipe me. Dacă funcționa așa hack-urile și în viața reală. Fuck. Poți să ies de aici, oare? Cred că poți să ies acum și am acces. Bagley's down. You're on your own. Iată, a fost nevoie numai. Dalton, this goes. Mai! Mai, mai, ții, mai! Ăla, ce mă, ăla e cu level? Ăla e mare pizdar din câte văd. Stai că tragem în aia, bam, cu spadă, du-te, dracu. Nu, eu nu i-am dat un fel de damage, dar măcar i-am dat un fel de stun sau ceva. Era să-mi iau și eu. Îl împușcăm pe ăsta în cur. Mereu să-i dăm, mereu să-i dăm bucată clasică. Hai că-i dăm bucată clasică. Du-te la dracu, ți-o ferit, mă! Na, na, bitch slap ăsta capul tău. Putu Dumnezeu, l-am luat. Cum a murit ăsta așa, mă? Oi. Putem să ne înlocuim arma. Aparent nu, deocamdată, probabil. Bă, se simte, se mișcă bine jocul până acum, îmi place. Dar mecanicile nu le-am cunoscut nici pe departe, vă dați seama. Asta e numai misiune de prolog. Ia antena 5G care dă autism orașului. Ok, ok, ok. Așa eram eu până-mi dat sala. Bingo. Eu v-am zis, asta e chiar bună. Oh, you still think you're here to save London? I'm afraid that's not going to happen. You're here to help us with some important work. Important work? Killing thousands of people? Wow! Exactly. To save the world. You do know Londoners have died before, hmm? The plague, the Great Fire, the Blitz. There's not much fun. But destruction is always the cure. Oh, and it begins today. Zero day. Ia, mă, chiar o tună, mă. Chiar tună. Vai, nebula mea. It's time for a hard reset. O zis-o? Oai ce-o zis? O zis-o? L-a omorât, mă! Eu v-am zis. Eu v-am zis. Authorities are asking residents to remain in their homes as the situation continues to develop. Scuros cum o să fie, îmi place să am caracterul meu principal, să-l customizez, să-l îmbrac, să bam, să...
that brought closure to thousands of families and indeed to the entire city. London is now laser-focused. At 10 Downing Street, where Nigel Cass, CEO of private military company Albion, received a mandate to secure London. Cass has vowed to hunt down DedSec terrorist groups. Ăla-i coverul jocului cu masca de porc. Cutting-edge artificial intelligence systems and autonomous drones to capture the remaining members of DedSec. A stark warning. Fa, dar și cum și-au dat seama că vezi, doamne, DedSec cu detonat alea? Având graficul cu bomba care explodează. And distribution, enabled by the use of technologies initially developed and approved for security purposes. Crime numbers take a dive. Illegal gambling, drug trafficking and prostitution all down following prosecutions of the use of four of London's five largest criminal syndicates. The streets of Camden. Yo, ce poță, aia. As Albion's mandate is extended indefinitely by the government, life finally begins to return to normal. Curfews and travel restrictions. Uai, vreau să intru în prima mașină să văd cum se mișcă. Eu asta vreau. Vreau să văd un joc Ubisoft într-un final care să nu se conducă ca un vas cu căcat. Eu cam asta vreau. Albion is in complete control of a few reports public about the circulation of fake news, conspiracy theories persisting in dark corners of the internet that terrorist group DedSec were framed for the bombings. Have been roundly rejected. Our own reporters could not find a single Londoner willing to expound those theories on camera. The facts simply do not support any other story. Este timpul să salvăm Londra. Scuzați-mă, hackuiesc ceva aici. Scuze, treabă de hacker, n-ați înțelege. Gata. I need to assemble a team, but I can't reboot DedSec alone. Let me break into London CTOS and see. Wow, un joc open world făcut în toată lumea cum ar fi. Nu Microsoft Flight Simulator, mă, ce-ați făcut, ziceam? Râtul hijacked. Hai să dăm attract. Putem să dăm direct hijack. We've been discussing the hacktivist on this week's Buccaneer Radio. Infiltrate Blue Data Center. Colin, what's your take? Interact. Ia ce me. Bă, ce blana se mișcă. De ce cel mai blană decât Spider-Botul? Nu Spider-Man, evident că vrei de-apoi. Bă, mi-e place jocul până acum. What more proof do you need? Well, Colin, I'd say you have to look at their history of non-violent action. Albion's put more civilians in the hospital in the past few months than DedSec ever has. I smell a scapegoat. Now I have Emily calling in. Emily, what's your take? You're absolutely right, Claire. The government's just framing DedSec because they want to make it seem like they have this under control. They probably have no clue who was behind the bombings. But that doesn't look good on the news, does it? DedSec's been a thorn on their side. Who better to pin it on? And Jay, how are you next? What do you think of all this? I think if anything, DedSec should have been extraordinary. Probably puzzle-uri și din alea, ca de obicei la hacking. Such a dangerous element for years. Terrorists in our own backyard. Do you find DedSec more frightening than the different gangs in London? Like Clay Kelly, Clay Kelly might set your shop on fire. Maybe they'd kill you, but even they wouldn't try to blow up. Și nu neapărat RPG-uri, din astea lume modernă. Chiar am zis că aștept un Assassin's Creed în lume modernă. Cred că ar fi genial. Care am trece la vânzări și GTA-urile să mă fită Dumnezeu. Asta e clădirea de știri, deci asta era. Și acum dă un mesaj live de la noi că i-am hackuit. Shit, situation is worse than I thought. But there's a candidate. Opa. Looks like you're DedSec's best hope. Yeah, select your first operative. Futu Dumnezeu. Yeah, hacker many. Asta arată ca un gay fashion designer. Putem să-l luăm pe ăla. Oa, nu, ăsta e gay fashion designer. Să luăm ceva care să arate mai normal. Ia, ce domn. Domnul sau gay fashion designer? Dacă eram acum live, făceam un poll. Hai să începem cu băiatul ăsta, că-mi place. Shorter team, rest time și ăsta ce bafare. Personal motorcycle, gata, luăm pe ăsta. Nu, no, nu, no, ăsta-i.
Blake Ratod îl cheamă, Ratod. Will be the first member of your DedSec team. Continue growing your team by recruiting new members. Bă! Păi bine! Salutări, frumosule! Dacă îți și cinematicuri personalizate cu personajele, nota 10. Nici n-are cum, că astea o să fie pre-rendered, probabil majoritatea. Cumva tot o să se întâmple. Dar cum? Ia! Noi suntem! Mi spărea. Are un atac de panică. Probabil pentru că de ce e vânat. Că e din DedSec. Și suntem pregătiți să pornim în aventura. Open the map and place a waypoint. Acolo merem la safe house. Deocamdată nu cunoaștem orașul. Ok, și cum îi dăm? Click dreapta? Ah, ok, cu click dreapta. Dar motoareta mea personală unde? Am fost mințit? Hai să vedem cum se conduce mașina. Ubisoft. Autodrive. Autodrive now enabled. Domnilor și domnilor, suntem în viitor. Dar nu am nevoie de asta, eu vreau să Auto conduceam. Autodrive now disabled. Exact cum mă așteptam. Deși parcă nu la fel de rău ca în celelalte, dar tot nu-i extraordinar. Mașinile din Ubisoft, toate jocurile publicate de Ubisoft, zici că sunt lipite de pământ, mă. Zici că vin developerii și zic, bă, vrei să facem un joc? No. Să fie lipită de pământ mașina. Așa să fie. Da, se simte fain jocul până acum, dar mă simt ca în Forza Horizon mai mult decât în Watch Dogs până acum. Cum arată orașul. Parcă e mort. Au, scuze băieți. Ori mai fost jocuri făcute în Londra, open world. Nu cred, tot era până America, până pula mea. Contrasens direct. Am uitat pula mea, aici conduci pe stânga. Ferească Dumnezeu, ce ciudat o să fie tot jocul, mă. Taxi. Ok, parcăm mașina frumos să nu ne bănuiască nimeni că suntem hackeri. Și coborăm. Desigur, e și pe partea cealaltă. Bă, mă doare capul. Oare unde-i? The secret entrance. Oare chiar aici? I've downloaded a patch to your optics so you can access our security system. It's set up so that I can't just let someone who isn't dead sec in. Okay. You will have to do the manual override. Deci, trebuie să unlock. A manual override the secret entrance. If I get to hack some nodes there, I'm going to geek out. Are voce exact cum așteptam să aibă. Gata, puzzle-urile mai ușoare decât mă așteptam. Unlock. Și gata. Probabil n-o să fie așa tot jocul, dar până acum e simpatic. Look at that. Abracadabra. Bă, îmi place. Îmi place. De acum nu mai ascult oamenii de pe internet care își dau ei cu părerea, nici nu au jucat jocul. Ia, power up the safe house. Ia! Boy, anyone here? Where are the lights at? Avem opțiune aici? Pick up. Căști! Coming up in today's episode of the upload, we're talking... Credeam că, na, era numai un collectible audio. Credeam că poți să ți-l pui în cap și de alea. Hai să coborăm, să ne pornim baza. Ia, numai holograme. Calculator de gaming. Și să tune luminile Fiat Lux. Ia, mai tare de atâta. Nu-mi place lumina asta difuză. No detect registration detected. Identify yourself or I'll seal the exit, hack your optic and read you every drunken email you ever wrote until you starve. No, not that. Sabine sent me. Sabine's alive? Well, that's one piece of good news. I'm Bagley, DedSec's definitely not stolen, highly advanced AI assistant, and it seems I've been out of commission for a few months. Anyway, why don't you go connect me to the DedSec network so I can become more powerful than you could possibly imagine? De sigur. I mean, catch up on what I missed. Ce spui, muntător, este AI, mă? Ia, buz cu AI. Ce fain arată, mă, baza asta. Din metrou. Haide. Bagley, ce nume. Nici nu se putea unul mai bun. Ia. Wardrobe item, opa. Avem un wardrobe pe aici, deocamdată nu. That's it. I'm reconnected to the network. Bravo, Bagley. Our database, use archives and... Oh no. Terrorist group... Floppy disk. Ce s-a astea? Numai collectible? Sec responsible for deadly bombings in London?
Dalton Wolf dead? Or more. I leave you people alone for a second and you immediately cock it all up. All good question, but if DedSec didn't do the bombings, who did? There's a gap in my memory after Dalton, well, let's be honest, after I disarmed the bomb at Parliament. I'm missing information about what happened after I was taken offline. But from what I can infer, an unknown hacker group identified only as Zero Day was involved. I believe this Zero Day staged the attacks and framed DedSec for their dirty work. Yeah. Comes my terminal. Sabine is requesting a video call. Relic obtained. Relic of the floppy disco. Haide. Ce trebuie. Trebuie să fumez, mă. Acum nu bine să ies să fumez. Patching in Sabine Brandt now. I suggest you listen very closely to anything she has to say. There you are. I'm glad you made it. Yeah. Packley. God, it's good to hear your demented little voice. Is your memory intact? Not even slightly. The last record I have is of our HQ being raided. My only lead is a group known as Zero Day. Ring any bells? No. But the HQ was attacked by some men in black. The same that were at Parliament. Will Smith. Maybe working together. Lawrence. We didn't stand a chance. They just gunned everyone down. Holy shit. How did you get out? I managed to escape through the sewers to Camden. A contact smuggled me out of the city and I've been hiding out in the north since. Prudent. Your profile is red flagged as a high priority target in the city surveillance system. Even a partial recognition here would have you hunted down and shot on sight. These days, DedSec's about as well loved as a French football team. Was this so? It's kind of a massive risk. Listen, if anyone knows anything about risks, it's me. I lost everything and everyone. But it comes down to this. London is in a death spiral. And if DedSec can't pull it out, trust me, no one can. The city needs a resistance. And it starts with you. Superb. What do you say? Acum să am opțiune din nou să mă scoate din joc. Who am I kidding? Yeah, let's do it. Excellent. New user registered. Welcome to DedSec. Acum avem un total 2 useri. 2 membri. Vreau să-mi echipez căciula aia de porc pe cap. It would be irresponsible of us to release you naked and mewling into the wild. You'll find equipment around the safe house that are essential items in your DedSec kit. Pare foarte bine. Tech upgrades. Tech points can be found throughout London. Use them to purchase tech upgrades. Purchase tech in the tech menu to obtain an upgrade gadget, weapons and hacks. To change the upgrade, use the edit function in the team menu. Ok? Got it. Tech menu, hai să vedem. A, deci asta e. Buy item, AR cloak. Fuh, idee pula mea să le folosim. Asta e upgrade, ia câte chestii există. Skin mesh, reduce damage, suffer pile death. Upgrade-uri permanente. Ok, deocamdată, place să ne dea gadget bine. Dacă ne obligă, o să o luăm pe Yanga, nu? Sau cloak-ul ăsta, mă. Invisible, îl iau ăsta. Break down the line of sight. Ok, team, edit, ce mai vrei să fac? Pistolul, ce să fac cu el? Skin-uri, are, ia, și skin-uri, mă, dacă facem bani. Ia, mă. Ok, îmi place că e cu in-game currency. Personal, change paint job, dar n-avem destui bani. Indian rupee is the currency of India. Bine, Google! Putate, Dumnezeu, mă. Echipa new gadget on your operative. Ok, deci asta trebuia să facem. Gadget, AR cloak. Așa. We have a sophisticated system for hiding your identity from facial recognition. Cum folosesc gadgetul? It's called a mask. And while we're here, perhaps we can talk about updating your wardrobe. I mean, look at you. Come on. Dar ce e neregulă? Hai, dacă-s fashion designer. Ia, putem să ne punem și ochelari. Outerwear. Ia, mă, dar scumpe, mă, dar avem niște bănuți totuși. Hai să vedem. Interwear, legwear. Facewear, putem să ne punem mască. Mască cu DedSec, aia n-ar fi de fel obvious, așa e? Luăm mască de asta de camuflaj sau din asta de Call of Duty Ghost. Luăm mască simplă ca să nu știe nimeni. Apoi, ghiozdan. Ne luăm și un ghiozdan, dar cum să nu? Cu ce e ăsta? To Future, cu ăsta merem. Deci că e ghiozdan de bunicuță de la țară. Ok, asta e cam scumpă, dar nu asta ne mai permitem acum.
Vai chamar Pantaloncini in a way, no, it's also important to know the basics. You need to learn how to throw a punch and how to take one. Albion will escalate if you come at them with a gun and shoot them down. We want to avoid collateral damage. In DedSec, we try to use guns only as a last resort. Have you already met Connie Robinson? She owns the pub and is an old DedSec contact, not to mention... Amateur boxer. Ok, dar s-o pus să-l încarce. Și bă, dacă moare personajul ăsta, trebuie să contactez pe altcineva. Hai, direct pun în cap. Nici nu i-am zis nimica. Hit me, don't be shy. Na, m-am ferit. Futu-ți capul tău. Na, mai trebuie să mai dau. Performance, successful attack. Ok, aparent da, asta trebuia să fac. S-a făcut ecranul negru, caracterul meu un pic de băga pumnii în față, o încărca pe săraca. Guard break. Bam, guard break. Și bucăți în cap acum. Încă o dată trebuie. Încă o dată. Guard break și încă una. Ok. Asta nu e greu. Și acum o să ne învață să dorci, așa-i? Successful counter-attack. Bam! Pumn în cap. Încă o fereală. Bam! Pumn în cap. Dar pumn din ăla, din fundul grădinii ăsta. Ia cum vine pumnul. Bam! Da! Heavyweight champion. Omul ăsta nostru. N-a defeat acum. Foarte bine. O să folosim tot ce ne-ai învățat și o să-l spargi. Nici măcar nu o să ne atingi. Bam, pumn în cap. Uai, m-am ferit. Și acum pumn nou. Acasă te duci cu bunătăi, direct. Nici măcar nu m-a atins. Uai, am făcut și un picior în cap când era la pământ și a murit gliciuită. Ce am făcut? Tocmai te-a învățat să lupți. Uite gunoiul, cum ține pumnul. La aia i-am rupt ficații, voi vedeți că nu se mai poate mișca. Și acum, exit the safe house, este timpul. Avem shoes, avem shoes noi. Avem un membru nou? Cine e asta? Cine ești? Identifică-te. Vreau și eu costum ca tău. De ce nu pot vorbi cu tine? Ia că ne-au dat niște haine. Bă, bă, câte avem, ce-s astea? De unde avem atâtea, mă? Bă, eu cred că am ediție ce din aia specială. Dacă nu știți, ăsta e wardrobe. Masks. Ia! Cred că astea-s Gold Edition sau ceva, pula mea știe. Ăsta e direct de la Ubisoft jocul. Eu am cont de presă, nu știu dacă știți cu cine vorbiți, adică vă scuzați. Ia! Asta cu porcul e fain. Dar ceva mai de genul ăsta vreau să port. Ăsta-i blană, zici că e Obito. Ok? Deci masca aia nu poartă numai din când în când outerwear. Să vedem ce haine mai avem. Ferească Dumnezeu. Îmi vine să las asta pe care am cumpărat-o, restul sunt prea exagerate. Nu. Nu merg cu gămașul, fratele meu. Pantalonii ăștia. Echip. Futu Dumnezeu, n-arată bine de fel. N-arată nici cum. Ok. Poate cu ceva mai... Mere mai bine cu ceva de aici. Futu Dumnecat, cum arăt ca un sac de gunoi umblător. Foarte bine atunci. Așa o să și rămân. Handwear. Ce avem? Niște inele. Ca să dăm pumnii mai blanao. Sau lăsăm asta. Doamne, cum arăt. Zici că... Futu Dumnezeu, urmărit de guvern în 14 țări. Că mă uit la poze cu copii de la grădiniță. Zici că așa arată. Ăștia sau ăștia? Lasă ăștia. Să schimb pantalonii aia, mă. Bags. N-am un bag nou. Ok. Arată groaznic. Asta, lasă ăsta. Totuși mă tentează, mă, să lasă ăsta. Nu. Hai, Codrin, nu te prosti. Stai, gata. Luăm ăsta. Bun. Și acum, totuși un outerwear mai normal. Ăsta și las, chiar dacă nu e normal. Ăsta merea cu pantalonii, așa e? Pantalonii e mov. Mă rog, hai pe bine. Ia, cam și eu. De unde ați apărut toți? I'm working out how we find Zero Day and ruin their day, but I need someone with actual legs to do the legwork. Hope you're ready. O zis-o? We have some damage control to do if we want to change the perception that we're a bunch of violent thugs. I'll let you be the judge of how best to handle yourself, but remember, you represent DedSec now. Ferească Dumnezeu, cine a ajuns să reprezinte DedSec? Un om care era să poarte fustă mai înainte. Start recruitment? Ce zici, băi, te vrei să fii hacker? You know what's fucked up? Just by stopping to chat with me, they put you on a list. But it doesn't have to be that way. I was about to say the same thing to you. I'm looking for someone that can get to difficult places. Is that you? That sort of depends on the place, mate. Why'd you ask? There's a file at these coordinates.
Get your hands on it. We'll talk some more then. Noroc că au fost subtitrări, să-mi bag pula. Hai să luăm și pe ăsta. Să nu ne dea în gât. Dacă tot era prieten cu el. Are you ready to wake up from this dystopian nightmare or what? So you're a dead sec then? Grant, got some info for you. Go on. My entire firm has got the sack pretty much. 300 people, 300 families. The cowardly fucks just told us we're being replaced. Mate, I'm sorry, that's awful. I landed on my feet. The whole situation smells bad to me. I was an investigator at a tech law firm, but they fired our lawyer still. There's no fucking way they replaced us all that quick. Not unless they were up to something dodgy. Right, right. So you want DedSec to look into replacement then? Yes. If you help me out with this, I'll do plenty in return. Pare foarte bine, domnule, mulțumesc frumos. Așa o să facem atunci. O zi bună, nu te îmbăta prea tare că ai copii acasă. Am plecat. Nu-mi zic că se poate. Se poate să bei. Futu Dumnezeu. La sec, până mască o băut. Cum se uita aia la noi, nu mai văzut așa ceva în viața ei. Totuși, înainte să plecăm, mai dăm o halbă la sec, mă, dar nu se poate așa, mă, putem pleca așa, mă. Copii, să nu faceți asta în realitate. Că eu urmează să conduc acum o mașină. Opa, încep să mă îmbăt un pic. Încep să mă îmbăt. Futu Dumnezeu, ceva ce băieții mei știți că sunt foarte mare hacker, eu de felul meu. Ok, cool. Ia mașina. Make no mistake, London is under occupation. Armed mercenaries patrol our streets, allegedly to keep people safe, but really they're keeping the people scared. Și putem totally, să right, distract. Yeah, that's exactly what I was going to say. Dar de unde se aude muzica asta mai nervioasă? Și pot să-i schimb? Nu pot să le schimb numai. Ia, swap operativ, se poate, mă. Se poate, potential recruits, view mission. Deci trebuie să fac misiuni cu ei ca să-i recrutez. Hai să vedem ce avem de făcut. New mission, avem aici o misiune. Why, omor de bat, traversez strada. For that we'll need information. I'm pushing two sets of coordinates to your optic. Okay. Cheers, Bagley. I've identified two opportunities. One, we're going to disrupt an Albion propaganda. Remind the people it's not Albion's way on the highway. Two, we need intel about Albion operations if we want to throw a spanner in their plans. You game? Jomus. Alright, yeah, that doesn't sound scary at all. Yeah, ce blan arată. Asta, una din astea, ne luăm și cu bazooka. Okay, DedSec chapter started, squad goals. Okay. Și avem aici safe house, ok, avem fast travel. Ce s-a stăt? Circ, square, nu știu ce. Deci avem o singură misiune. Bine că am luat mașina ca să mergem 10 metri cu ea. Ok. Recruit Kevin Khan. Ok, ne-au apărut două păr. Ce s-a stăt? Light a spark, acquire Albion operations data sau disrupt Albion propaganda. Hai să vedem noi ce misiune asta dacă tot suntem aici. I, for one, am intrigued by his mysterious lore. Să mor tu! So that's saying something. Și dacă ne urmărește poliția, trebuie să facem asta. Super! No, bun, hai că am călătorit mult și cu Duva. Ce misiune e aici? Dar nu mai trece Bare Knuckle League. Mission started. Bare Knuckle League. Hai, concepu misiunea. Și ce face? Ok, îmi trebuie cealaltă mașină. Building a resistance group requires operatives with specialized skills. Technical abilities, firearms handling and physical training. Asta mea. Asta mea. Bare Knuckle boxing rings are a good place to find people who are good at throwing punches. Ok, deci tot pentru recrutat. Avem aici niște obiective. Hai să merem. Light a spark. Acquire Albion operations data. Aici o să merem primoară. Și iar am văzut pe partea greșită, așa e? Prove your physical superiority and they may consider joining DedSec. I'm guessing that's some sort of primate society thing. Bă, ce dubios e jocul, mă. Nu știu, mă, e foarte diferit, mă. Zici că nu mă joc un joc, zici că văd un documentar, ceva, pula mea. De ce nu merge mai rapid? F1, rear view, brake, toggle music. Ok, deci putem să oprim muzica, autodrive. Bă, sincer, asta îmi place cu băgat autodrive. Poate pur și simplu n-ai chef pe la jumătatea jocului, prin masă ajungi la misiune. De fapt, este și fast travel. N-ai plan, oricum. Bun, deci am ajuns aici. Trebuie să ne infiltrăm. Să lăsăm aici mașina. Da, știu. Ok. Și pot să intru aici? Cred că n-ar trebui să fiu văzut aici, așa-i? Restricted areas are dangerous.
през Vital Scan the area, ok? През като Crouch. Am înțeles tot ce trebuie făcut. Scană și bate-l pe tăți. Ia uite, pacientii bat primul oră, ok, nu trebuia, nu trebuia să fac asta, nu trebuia să fac asta! Uaa, ce bătaie mi-au făcut, Dumnezeu! Ce cu masca asta pe capul meu, mă? Mi-am dat cloak! Am uitat că eu am cloak! We need that data if we're going to disrupt their operation. Ok. O, ai, dar ce cooldown are. Puteți să veniți aici. O să hecuiesc asta. Sigur să poate. Dar de ce nu văd meniu? Ia, hijack. O să, putem să o controlăm. Ok, dar mă calc pe mine. Ia. Tu vei lăsa wrong with that. Ia, uite. Măi, ce? Attempt to disrupt connection in progress. Ah, ok, m-a deconectat, mi-a dat counter hack. Mă, tu vrei să-ți iei bătaie, mă, așa vin după tine, ia, The New Assassin's Creed Luxa Mace, bam, și iar, mă, iar, mă, pot, iar s-o întors, mă, că nu trebuia, mă, ok, gata, 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 că-s cloaked înapoi. O să trec, bă, m-or văzut, ok, asta nu-i bine, cred că am început atât de greșit jocul, puteam să intru direct cu cloak-ul, nu, n-am făcut eu din astea. Haide, Codrin, fugi numai, nu-i nicio problemă că ai fost incompetent aici. Uai, mai e un soldat acolo! N-ai văzut nimica! 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 Îmi place că nu trage nimeni! Nu trage nimeni, că nimeni nu-i sigur de ce se întâmplă. Ok, stai, că merem în continuare, îl luăm pe ăla. Uaa, ok, folosesc forță letală. O să rămân aici și o să-mi dau cloak-ul. Hai. Bam. Nu mă mai vedeți. Nu știți unde îs. Unde este Codrin? Nu este Codrin nicăieri. Nu este. Numai atât au durat. Ok, ammunition. Eu am glanțe. Deci dacă chiar mor acum, o să trag în ea. Atunci, pur și simplu, deci am crezut până acum că n-am arme. Ha? Cine strigă? De unde strigați, mă? Tăceți-mă, că mă speriați. Ok, trebuia să fiu mai stealth, dar dacă nu se poate, atunci aia este. Nu-mi pasă. Plec de acasă, repede la mare. Soarelui să-i punem ochelari de soare. Open, close, scan. Cum dădeam cu scroll-ul? Ok, și acum trebuie să merem după asta ca să o rezolvăm aici. Și asta. Arm trap. Nu, nu fac bine ceva. Trebuie să vedem de unde pornește căcatul ăsta. Ok, mai bine cineva, stai să-l scoate mai întâi. Mori. Dar de ce nu mi-arată, mă? V? Ok, cu V trebuie să scanez, pur și simplu. Atunci asta merge jos, acolo. Foarte bine, o să merem acolo. Cred că deja am omorât oricum pătăți care erau aici, nici nu mai avem. Am început jocul cu stângul, dar nu e nicio problemă. Ne descurcăm de aici, merem mai departe. Dă-mă loc. Și cum mi s-a pus casca asta pe cap, că n-am înțeles. Ok, acum ai deschis. O să merem. Dacă s-ar putea alerga mai repede sau ceva. Se pare că un pic alergă foarte încet. Bun. Credeați că o să mor? Se pare că n-am murit. Ia, că am furat ceva. Challenge completed. Defiance increased. Și mai avem un obiectiv care e acolo. Bare Knuckle League. După aia merem să ne batem un pic. Bagley. What you got for me? După ce furăm astea, vai scuzați-mă. Dar personal motor cycle-ul meu unde e? See here, a journalist. And this one runs a community shelter. Good God, bar your doors. Luăm mașina asta înapoi. All suspected of sowing rebellion or exhibiting tendencies towards... Doamne, dubiosi, să conduci pe cealaltă parte, mă. Albin has systematically arrested people even before they rise up. Jokes on them. Pe când mă gândesc așa, this o să fie tăi jocul. This list can actually help us find like-minded allies willing to help us. Îs bucuros că noi limita la 30 de FPS, ori n-am ce să zic. Între ai de pula mea, l-am dus ăla, cu siguranță n-o să devină hacker. Dacă se ridică, îl recrutez. Băiatul meu. Ok, nu s-o dus, hai să plec înainte să mă filmeze careva, să mă pună pe Instagram. Oprește-te muzică, oprește-te că ne luăm copyright, să-mi bag pula dacă nu. Toată ideea cu seria asta de prima oră, de vreau să joc release-urile noi și poate le continui sau nu. Ăsta nu cred că e joc de serie pe YouTube, poate pe Twitch, nu știu. Ideea e ca să vedeți cum e prima oră, primul cum se mișcă jocul. Desigur, vă puteți uita și altundeva, dar îmi place și mie să fac asta.
Mai avem 200 de metri. Zic asta că mi se pare că n-am prins foarte multe din câte puteam să facem. Dar vibe-ul în general al jocului, să vezi cum e. Ok. Forward, ia. Yeah. Putem să-l hack-uim. Forward, du-te în față, ia. Yeah. Da, eu sunt căutat acum, ăștia mă știu, soldații? Ei mă știu? Ok. Pe clădire trebuie să ajungem. Cum, pula mea? Pe aici? În niciun caz. Nici de cum. Ah, trebuie să hack-uim asta. Analyze. Hey, good news. I just scratched off my Albion propaganda bingo card. Guess they don't want us forgetting who's in charge, right? There's got to be that much less once you're done here. Let's give Camden a break from these eyesores. Piss easy. I got this. Okay. Disrupt Albion propaganda. Disrupt propaganda. Aici trebuie să ajung acum. Deci cu asta nu mai am cum să interacționez, nu mai am. Trebuie să mă duc un pic mai departe. Luăm scuterul ăsta, blanau, cine l-a lăsat, îmi pare rău, dar arată prea blană ca să nu-l iau. Ia! Hai că am călătorit și mult cu el. Până aici. Mulțumesc frumos, domnule scuter. Nu se poate deschide, normal. Oh, e sărit. Dar mai întâi trebuie să ne urcăm noi în ea, nu? Și acum o hack-uim. Hijack. Și o ridicăm. Reverse forward, control, up, down. Așa facem, o hack-uim. Și zburăm până la dracu. Îmi place. Interact. De cât timp sună asta? Codrin Brady, youtuber, streamer, profesionist. Doamne, fute-te, mă! De acum îmi criogenizez telefonul când mă pun să filmez ceva, că mi-am mai făcut așa odată, la prima oră de Doom. Ok, am îndeplinit misiunea asta, aici avem tech points, avem tot felul de chestii, avem shop aici. Hai să mergem aici. Oh, track și ni le arată pe toate, mă. Ok, asta e interesant. O să mergem aici, totuși, mai pe jos. Oare dacă sărim, murim? Cred că nu murim de la atâta, mă. Ok, a fost extraordinar. Dar personal motorcycle-ul meu, unde-i? Unde-i și de ce nu e aici? Avem main missions aici. Ia, season pass, doar, all purchased. A, uite, da, mă. Mi le-au dat pe toate. Am un nou. Ok. O să luăm asta și merem să ne batem. Dar mai întâi, de fapt, stai. We're already seeing results from what you've done. That list we found named a journalist in Canada who's been investigating Albion. M-am blocat singur cu mașina. We've reached out and he's got information that can help us. Ok, de un nume anume, Apic. Send me the coordinates. Să mor tu că așa se cumpără shop. Telefonul. Și acum ce? Ah, ok, ne arată direct. Dar ceva haine mai interesante, n-aveți? Bags, avem ghiozdan nou, ghiozdan, ne luăm ghiozdan Apic. Nu ne luăm. Voi gros, din care, o, ai din ăsta de scufița roșie. Du-te, mă, de aici, mă. Noi ce? N-avem căciulă. Ok, o să-mi iau o căciulă. Vreau o căciulă neagră, simplă. Asta mi-a trebuie. Mulțumesc frumos. Cum arată mai blană. Și o să plec cu mașina mea nouă închiriată. Să ne batem un pic. Oprește muzica că ne luăm copyright. Mai ce a ajuns YouTube-ul, s-a dus și bunica aia. N-o să mai ajungă niciodată acasă cu covrigii la copii. Ok, dar îmi place că astea se descoperă pe parcurs. Și unde-i? Bernacle League aici? Ok. Hai să mergem. De ce nu vedem acum pe hartă? Dar pune-l, mă, marchează-l, mă. Nu vrea. Unde ne arată că aici e restricte de area? Opa. Și ce dacă e ok, nu intrăm aici? E plin de shop-uri pe stradă. Avem niște tech points, dar nu găsesc ăsta, mă. Ok, prima la stânga și după aia la dreapta. A, uite-l acolo. Mă enervează că... Ok, dacă îi dau track, mi-l arată oare? Așa mi-l arăta, cred că. E underground, trebuie să coborăm jos, cred că. Just about there. Ok, vreau să mă bat, hei, bună! Să vorbim cu el. Hai să vorbim. Avem nevoie și de luptători talentați. Hey, sorry, you do know this isn't like a normal club, right? Normal. There's no DJ type shit here. You can't like grab a drink and dance your bad day away. We're throwing down here, doing some bare knuckle boxing. No shit, Sherlock. All right. Look, no need to get snippy. I just want to make sure you're looking for a fist in the face and not the, you know,
Nu știu la ce s-a referit. Ok. Hai să intrăm să-i batem pe băieți. Bernacle Tutorial. There are five title tournaments in London, each with his own champion. The Panthers offer. Ok, recruiting fighters. Fight! Pe 100 de bani ne batem. 100 de bănuți. Dar n-are ce să ne facă. Poate să aibă șarme în mână, eu dau. Yo-yo, dau. Ia, Becky McDonald's, Bernacle Amateur, Amateur. Hai să-i dăm. Tu nu spa dracu, ai Bluetooth în urechi, mă, și comentezi cu mine, bă. Calmează-te, mă. Ia, bam, fight 1, dar cât ies? Trebuie să-i... Guard break, că se apără. Ia, că m-a lovit. Mi-a dat win the fight without taking damage. Puteam să fac asta, fută-mă, Dumnezeu. Bam, shoot în cap. Următorul? Alerg și în ring, după aia karaoke. Ia, Edward Pitts, Bernacle Amateur, și ăsta. Mainly combat e destul de basic, adică nu prea poți face mare lucru. Poți să te ferești, să dai guard break și să lovești. Toate, și piciorul și pumnii cu același buton, ceea ce nu-i ok, m-a prins. Perfectly dodge. Four strikes, putem să facem asta, haide. Bam, oh, ok, două, le-am pierdut, haide, dă-i. M-am ferit, ok, mai dă încă una. Mai dă încă una, wow. Câtă viață avem? Ne ferim și de asta? Și încă una? Hai, dă-i, dă-i, să facem challenge-ul. Și după aia te bat, haide. Dar dă-i odată, nu? Bam, ok, aia nu a fost o vitură. Și era să-l omor. Hai, ridică-te că trebuie să fac challenge-ul. Haide. Așa. Uai, eu crescut jumătate de viață înapoi. Gata, am făcut challenge-ul, acum te-ai dus pe bulă, fratele meu. Ia cum mă lovește. Guard break. Ia, butoi de pun ce mi-a dat pe capul din ea. Și patru lupte. Ca să ce? Ca să-i recrutez pe toți patru? Sorina Lupu? Ce pula mea? Sorina! Ce-ai făcut, Sorina Lupu? Cum ai ajuns luptător underground în Anglia? Nu ți-a fost bine românica. Nu ți-a fost. Și acum o să suferi din cauza asta. Haide! Ce tare, oare au lucrat și român la joc? Ca de obicei? La Ubisoft București aceea? Ia! O trecut numai o umbră de drone, așa, hai să-i dăm guard break. Toți au aceleași mișcări, v-ați văzut de uppercut, la fel, exact la fel. Sper că poți să văd mișcări noi de bătaie, că dacă nu, n-o, Sorina, te-ai dus înapoi la video chat. Și ultimul, șeful lor. Ah, ok, doi. Ia Logan Paul și Jake Paul. Bob Larkin și Silviu Cioban. Care are? Silviu Ciobanu. Hai, băieții mei. Ok, asta nu o să fie chiar așa de simplu. Dar încercăm, dăm tot ce e mai bun din noi. Îi prânjim pe băieți. Ia, cum am ferit, îl bat pe unul și mă feresc de celălalt între timp. Hai, haide. Te-ai dus. Vezi dacă ești prost, vezi cât de prost ești. Hai să-i dăm. Ne ferim de asta! Uau, m-am prins! Iată, m-am ferit și dau bucată! Bam, bam, guard break! I-am dat lui ăsta guard break. Ia, bă, dar m-am ferit, ați văzut și voi! Uau! De unele chestii, aparent nu te poți feri. De furia lui Codrin Bradea, de exemplu, l-am pleznit. Care-i Silviu Ciobanu? Să zicem că ăla cu creastă e Silviu Ciobanu. Silviu! Du-te înapoi, șofer pe Uber în București, hai! Ai crezut că-ți faci o carieră aici? Se pare că nu. Ia că mă feresc, mai șamar de capul vostru. Bă, combatul sincer e destul de groaznic și repetitiv. Dacă nu există upgrade-uri și sper că există, asta e un mare minus. Una ție și una ție, Silviu. Na, că ai crezut că ești pizdar cu mine. Dar n-ai fost. On the underdog.
Ia. Să mor tu. Și acum Silviu Ciobanu o să fie DedSec. Tanti aia oare are vreo importanță? Tanti aia cu clugă. Era aia cam distinctă așa într-un grup de oameni care tot arată la fel. Ia, ok, putem să luăm, o luăm pe Silviu Ciobanu. Save to recruits. Numai unul putem. Hai că luăm. View in team, save to recruits. Ai putem la pe toți, mă. O pui pe toți, loc. Opa, ok. Potential recruits. Nu ne interesează atunci. Ask finish. Tournament on. Ok, hai să vedem dacă putem să ne schimbăm personajele. Dacă tot le-am primit, avem aici team. Hai să-l schimbăm pe ăsta. Ia, ăsta numai full auto rifle, grenade launcher. Ăsta e legendar. Swap to operative. Joyeri Martens. Ok, hai să ne schimbăm pe el. Și acum dacă dăm escape, suntem cu el sau trebuie să încarce? Trebuie să încarce, aparent. Era prea blană. Numai să dai click pe el. Eu am o problemă cu loading screen-urile. Și dacă-s de 7 secunde, strică tot immersion-ul. All right. Now let's schedule your mandatory DedSec face tat. Just kidding. Welcome to the team. Okay. Thank you. I'm ready for action. Ia cum arată ăsta. A, deci de la el am primit și geaca, mă. Și-o plecat, fratele mereu? Operativ. Și acum eu joc. Blană. Dar cum sumonăm mașina? Aia n-am înțeles. Nu contează atunci. Hai să vedem dacă mai avem vreo misiune on track. Astăzi numai Bare Knuckle League. Avem aici Meet the DedSec Informant. Ok, hai să merem acolo. E fain că se pot schimba. Și chiar sunt curios dacă moartea e permanentă, dar probabil e. Putem să mergem și cu barca? Hai să vedem. Dacă da, e un pic de plus. Da, da, se poate. Sau cel puțin poți să o hăcuiești. Sper că nu sunt aligatorii pe aici. Sunt aligatorii, nu sunt. Că tot să mergem și cu barca asta. Enter. Ok, vedeți cât putem să mergem și cu barca. Ia ce mea. Cred că pe ăsta merem, exact. Ai de pula mea, ne-a lovit și de pod, mă. Putu Dumnezeu. Dar nu se joacă. Ce peisaj ciudat. 400 de metri. Ia, cu piesa asta între timp pe fundal. Ok, se pare că aici e sfârșitul. Aba, nu puteam să mai merem. Da, o să coborăm totuși aici. Ia. Așa se dă jos orice capitan din navă, jos din barcă. Deci că suntem pe mal, în Oradea. Alo? Vreau un buton să-mi chem mașina, să vină automat așa. Să facă tic-tic în fața mea. Sper că ori băgat așa ceva în joc mai încolo. Dacă nu, ia ce bag băieții la chitară. Hai să hecuim chitara. Bă, băiete. Ia. Playing music in King's Cross until până are programă. No cover or sprint. L-am distras. Ce pula mea? Și-o pus masca pe cap. Și-o scăpat chitara și-o plecat. Ok, asta n-am înțeles-o. Asta chiar n-am înțeles-o. Ok, luăm camionul și plecăm. Am una. 200 de metri, oare mai bine meream pe jos? Nu, așa-i. Chestiile alea nu le înțeleg. S-a făcut ca să ți le faci o rampă sau să blochezi poliția din spatele tău? Vom vedea în timp. Mai avem 100 de metri. Ok, trebuie să ne întâlnim cu informatorul J. Ok, acolo e informatorul aparent. Haide. Așa, și acum pe unde? Pe aici? Doamne, arată unele locuri, zici că n-ai putea să intri în ele. Ce e asta? Hijack. Alarmă? Attract? Nu știu ce e asta. Ia, mă! Cum am intrat? Wow, ok, ok, ok. O să facem așa atunci, dacă n-am putut să fim stealth. Apare nu-i nimeni. Ce pula mea, mă? Ce e aici? Tortură? Torture chamber. Hai să coborâm. Ia, mă! Ok, jocul ăsta nu cred că trebuie jucat așa, dar nu e problema de război! Futu Dumnezeu! Ok, și revine automat. Îmi place asta. Chestia asta ne dă de gol dacă mergem sau ne omoră. Ia, avem acolo pe cineva care cred că are cheie. Cine trage, mă? Din spate? Nu, de aici cred că trăgeau. Hai să vedem dacă putem să o hackuim. Ah, ok, am putut. Așa de simplu a fost. Acolo are cheia, aparent. Haide, ieși afară să te pleznesc.
O cum are parcur, mă? Haide, ia cheia. Cum o luăm? Cum îi luăm cheia? O luat-o? Nu. Nu. Explică tu pe asta. Nu știu cum să ia cheia, mă. Locul ăsta o să trebuiască să-l revizitez după ce mă mai obișnuiesc cu jocul, că văd că ratez multe chestii, pentru că nu știu efectiv cum. Ce faci, mă? Takedown. Ok, nu cred că era necesar. Asta chiar nu era necesar. Nu e problema. A, nici măcar nu trebuia să trec pe aici. Security alarm trigger. Nu, tot Dumnezeu. E ok. Am ajuns să vorbim cu el. Heard you need some help. What's up? Your recruit's been sticking it to Albion. Can't believe someone else is. Thought I was alone, right? Not doing much, just putting the word out. But you? Taking action, mate. We do what we have to. Without outside intervention, Albion will only get stronger. Cum arată asta? Nu-i diferit de cât ceva dubios aia. E un avocat care pur și simplu merge la locul. Albion's operational data for the entire city. Convoy routes, surveillance targets, assets, it's all there. Deși pare povestea nu e extrem de puternică. Pare că o să cam faci tot aceleași lucruri până la finalul jocului. Dar poate e prea devreme ca să judec, nu știu. You want to give the people a huge boost? Hit that boost, put it out of commission, and you'll severely hamstring Albion's operations here in Camden. Hell, everywhere! That's bine, right, then. Hai, du-te, fumează niște marihuana și lasă-mă pe mine să fac treaba. Bă, mi se duce bateria, superb. Revin. Gata, asta e azi, domni. Deci, Rich King's Cross Station. Avem obiectiv. Ia, mă, ce aia? Cu asta vreau să merem. Ce pula mea? Ah, ok. Cred că e autodrive. Sau nu? Noi, aparent noi. Dar stă pe loc, controlează de pe telefon, mă. Albion's operational plans are just what we needed to really get some traction. Am constatat între timp că nu-i nevoie de mașină. Now, how do we take King's Cross offline? Albion's housed a massive hybrid power generator in there. Output must be immense. You cause a power surge in that base and boom. Well. Ok. Și se încarcă. Bă, oricum. Eu o să termin jocul ăsta, oricum o să mă joc și o să-l explorez. Nu pot să zic că e legendar, în schimb. Da? Suggestions? Nici ceva nou, nu mi se pare. Da, e fain overall. Vântul scanner build-ă. Ok, trebuie să dăm hijack la cameră. Și acum trebuie să ajungem acolo, îi dăm hijack la asta. Și acum... R... A, îi dăm attract mai întâi. A, nu. Selectăm drona. Well, causing a power surge in a hybrid power generator isn't like making a toasty. We're going to need detailed specifications. Find information on the generator. Okay, flash. Look here. Ah, okay, so we're moving. It's complicated. Is it toggle camera? Pretty functional camera. Would a picture do you, Bagley? Gata? It would indeed. According to this, there's an override code that'll get us into the generator system. Download the detonation code. Chiar aici. Cred că nu ne suspectează celelalte drone, așa e? Suntem de ale lor. Ia. Q-hack. Și se downloadează. Și între timp o să apară o problemă sau nu. Ne putem plimba liber pe aici între timp. Hai să facem niște... Wow! Ok, ok, ok. Deci nu-i neapărat bine. Time before reset. Auto French. Bă, a se atragă noi, mă! Bă, dar... Dar nu suntem o dronă la fel ca voi, mă! M-o scos. Out of commission. 5-8. Ia... Măcar... Checkpoint-urile sunt apropiate. Dar lasă-mă în pace, mă! Flash! Nu știți voi din astea! Q! Ale, putem hack-ui, putem să luptăm cu ele! Q, Q, Q! Dă-i, mă, hack! Hijack! Hijack! De ce nu mă mai lasă să-i dau Q și la... Auto-frange. Ok, bine că avem o grămadă de drone nelimitate. Bine că pe aia am putut opri ea. Gata? Use the code on the generator and I can trigger a power surge. It should be enough to take King's Cross offline. And the rail system, too. Ok, sabotaj de generator. Putem să scanăm și cu drona. Increasing voltage. Gata, o să tune. Ce famă? A, las eu, mă! Bă, oare nu trebuie să plec? Sper că nu. Dacă s-o sacrificat acum asta pentru misiunea asta. Și avea armele astea blană pe el și tot. Nu tuna. A, ok. Moțul electrificat.
grafica de cinematice non mi si pare next gen. Mi pare che we got a gold mine of information out of St. Pancras. Albion convoys, informants, gear, you name it. Everything we need to ignite the people of London, like we did in Camden. Derail Albion's operations and give the people a reason to rise up borough by borough. The more we do that, the more we'll get allies flocking to the cause. City we'll show London that DedSec is here for them. Westminster. Da. No, dici molto di făcut în jocul ăsta. I was off the chain, mate. I knew DedSec weren't the bad guys Albion was saying. Now the rest of Camden will too. Thanks. Cheers. Now that you've shown the borough what DedSec is really all about, there are going to be folks wanting to join up. A lot of people have been looking for a way to fight back. In fact, there's one in particular I suspect will contact you very soon. I happen to know they're champion at the bit. Cine, Marcos, say, in viață, well, we could always use an extra set of hands. Speculez și eu, diceaba. Doamnelor și domnilor, recrut Silviu Ciobanu. DedSec support complete. Borough activities to increase DedSec support. London is defined, ok. Take points. Și skilled recruits, abilities. Foarte bine. Silviu Ciobanu, ai venit? Și Edward Pitts. Sunteți pregătiți? Hai să ne schimbăm pe Ciobanu. Potential recruits. Acum avem... Opa, nu, cu ăsta suntem. A, trebuie să le facem misiunea până la urmă. Ăsta era Silviu Ciobanu, până la urmă. View mission. Track. Da. Să iau chipul ăla sau motorul? Iau motorul. Recruited. Domnilor și domnilor, ok. Bă, băiatule! Ok, iau chipul atunci, nu e problema de război. Ce fa, mă? Bă, groaznic se controlează mașinile. Da. Te-ai panicat? Mulțumesc pentru motocicletă. Domnilor și domnilor, ia! Să le hecuim de la distanță. Putem să facem să meargă pe dreapta. Sau? Nu, bagă arma înapoi, mă. Bagă arma înapoi. Ia, și facem să ia dreapta. Space, pentru dreapta. Futu Dumnezeu, ce combo-uri poți să faci dacă te obișnuiești cu jocul. Ia, hai să vedem. Ăsta să ia stânga, F. Și-a omorât omul ăla. Camion militar chiar. Albion, ce-ați făcut din orașul acesta? Doamnelor și domnilor, v-a pupat. Sper că v-a plăcut. Jocul chiar e interesant. Și ne vedem, desigur, data viitoare. Nu ai nicio pizdă cum nu mă rupe o bere. N-ai ce-mi cere, sunt tăcere, parcă mă duc la tăiere. Absolvesc de școala vieții, nu aveți ce-mi preda. Căsătul de orice pizdă cu falca macara. Măcar am decența să nu mă prefacă-s bine când eu trec.